Bine v-am găsit la știrile de sabat, sunt Sara Georgescu și vă invit să le descoperim împreună. În perioadele marcate de starea de urgență și alertă, cursurile și pregătirea bacalaureatului au fost sub semnul anormalității. În ciuda acestui fapt, promovabilitatea la Liceul Teologic Adventist din București depășește cu 30% media națională. Acest lucru vorbește de la sine despre implicarea profesorilor și despre responsabilitatea elevilor, spune Adrian Mihalcea, directorul Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București. 15 elevi s-au remarcat obținând nota 10 la discipline precum limba și literatura română, matematică, fizică, biologie, istorie, logică și informatică. Cu Dumnezeu ce este mai frumos urmează. Este urarea adresată absolvenților de Tiberius Georgescu, capelanul Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București. Miercuri 1 iulie a fost lansat site-ul web dedicat Enciclopediei Adventiste de ziua 7-a, disponibil la enciclopedia.adventist.org. Un proiect al Bisericii Mondiale, site-ul în limba engleză pune la dispoziția utilizatorilor aproximativ 10.000 de articole, fotografii și alte resurse media, precum și documente originale, urmând a fi actualizat și îmbogățit în permanență. În contextul protestelor rasiale din America, primatul Bisericii Anglicane este de părere că bisericile trebuie să reconsidere reprezentările cu Isus având chipul alb în cadrul unui interviu acordat BBC Radio 4. Îl veți vedea pe Isus prezentat într-o multitudine de feluri, în funcție de cultură, limbă și înțelegere, a declarat Justin Welby, subliniind însă că cea mai adecvată formă ar fi cea unui Isus al Orientului Mijlociu. Discuțiile despre felul în care arată Isus au loc de la începutul creștinismului, însă cea mai apropiată înfățișare, din punct de vedere istoric, ar fi pielea măslinie, ochii căprui și părul negru. Conferința Muntenia a Bisericii Adventiste de ziua 7-a a primit la începutul acestui an o donație sub forma unei proprietăți în Mamaia Sat, județul Constanța. Condiția donației a fost dezvoltarea unui proiect prin care copiii și tinerii să-L cunoască pe Dumnezeu. În acest context, după realizarea unor planuri și strategii adecvate, clădirea și terenul aferent vor fi renovate, amenajate și transformate într-un centru de tineret multifuncțional folosit pentru slujirea copiilor, tinerilor și părinților acestora. Departamentul Tineret din cadrul Conferinței Muntenia a Bisericii Adventiste de ziua 7-a a publicat lista taberelor de vară destinate copiilor, adolescenților și tinerilor din perioada 6 iulie-13 septembrie. Pe lângă varietatea de tabere dedicate cluburilor de licurici, exploratori și companioni, Departamentul Tineret le propune tinerilor și tabăra de arte plastice, ca și tabăra Respiro pentru studenți. Pentru detalii, vizitați pagina de Facebook a Tineret Muntenia. Dorești să înveți cum poți avea un impact pozitiv în viața semenilor, slujindu-le nevoilor fizice și spirituale? Ți-ai dori să dedici o perioadă din viața ta aprofundării frumuseții și importanței lucrării misionale medicale? Dacă răspunsul tău este da, îți recomandăm instruirea în limba engleză oferită de Școala Misionară Hergelia în perioada 11 octombrie 2020-22 august 2021. Spre deosebire de alți ani, cei doritori pot alege unul sau mai multe module, iar termenul limită pentru înscrieri este 31 iulie. Mai multe informații cu privire la cursurile și procesul de înscriere sunt disponibile pe site-ul școalahergelia.ro. Aici se încheie ediția din sabatul acesta. Până data viitoare, numai bine!